A început săptămâna mondială a imunizării. Este un eveniment de conștientizare a beneficiilor imunizării și a riscurilor la care se supun cei care refuză să o facă. Organizația Mondială a Sănătății urmărește scopul ca până în 2030 majoritatea oamenilor de pe glob să fie asigurați cu vaccinuri de la orice vârstă până pentru a beneficia de sănătate și bunăstare. În Republica Moldova sunt 13 maladii infecțioase contra cărora vaccinarea este obligatorie. Eu când copiii mei erau mici, i-am vaccinat. Am mai fiecare cu părerea lor. Eu eram de părere că trebuie protejat cumva. Copiii mei toți i-au vaccinat, că ei sunt mari. Ne protejăm cumva, este, adică, cred că mai rău nu se face. Și te ajută, nu știu de ce. Cred că fiecare trebuie să se vaccineze, deoarece medicii știu ce fac. Credeți-mă, oamenii nu-și dau bine seama și nici nu înțeleg riscul bolilor, iar apoi toți medicii sunt vinovați. Înainte cum o pus și era foarte bine. Dar acum se pare unul pe altul. De ce trebuie să ne vaccinăm? De boli, de toate cele. Ne protejăm. Multe zvonuri merg și lumea se teme. De-a lungul anilor, imunizarea a jucat un rol important în reducerea mortalității infantile. Rata mondială a mortalității în rândul copiilor sub 5 ani a scăzut de la 92 de decese la 1000 de nou născuți în 1974 la 25,5 în 2024. Astăzi nu mai înregistrăm decese cauzate de maladii infecțioase care pot fi prevenite prin vaccinare. Avem 13 maladii infecțioase contra cărora organizăm vaccinarea obligatorie. Aici se include și acel vaccin HPV. Astăzi rata de acoperire cu vaccin s-a redus de la 95, acum avem 86% și este o rată destul de joasă. Când auzim despre cazuri de boli care circulă, însă pot fi prevenite prin vaccin, ne aducem aminte cât de important este să asigurăm o rată de vaccinare corespunzătoare, iar în Republica Moldova rata este destul de înaltă. Precizăm că în Republica Moldova vaccinarea este asigurată de stat gratuit cu acces echitabil la aceste servicii. Scopul principal al Programului Național de Imunizări pentru anii 2023-2027 este menținerea nivelului de acoperire vaccinală de peste 95% împotriva 13 infecții incluse în calendarul vaccinării și prin imunizări la indicații epidemice în situații de risc sporit de îmbolnăvire și răspândire a infecțiilor.